Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de nouă serie, să zicem așa. Această serie va fi de survival. Ok, păi în episodul de parkour, foarte, foarte mulți în comentarii era ceva de genul: bă, Raul, tu nu faci ceva survival sau puii mei decât chestii de astea neinteresante. Înțeleg ce e interesant la survival, dar dacă voi vreți să fac altceva în afară de parcurs și de chestii, asta te fac și survival, multiplayer, pe serverul united.deadcraft.ro, care știți că zicea Zeze Andrei că e copiat forumul. Eu, bă, sunt sincer, nici n-am o treabă cu chestia asta, nu vreau să mă bag, să-mi iau bani pe server sau ceva, eu nu mă bag, nu țin cu nimeni, practic, deci, sincer, nici nu-mi pasă dacă o copiat sau nu. Na, într-adevăr, forumul arăta identic cu cel de pe Minecraft România, dar eu nu zic nimic, ok, nu mă bag. Să facem unde ăsta. Ah, fuck, aveam și de iron. Mă rog, nu mai contează. Nu m-am uitat la itemele de star, dar nu-i bai. Ok, bă, fraților, mai vreo 2-3 videoclipuri și facem numărul senzațional de 1300 de videoclipuri. Oh, yeah. Aproape 1300 de videoclipuri. What the fuck are you doing? Nu, 1400, mă, sau 1300. Chiar nu știu, frate, oricum. În parcursul a 2 ani de când filmez eu în total, sincer, mie chiar mi se pare că am realizat foarte multe chestii. În primul rând, canalul, care am realizat gen 3000 de abonați, wow, pentru mine. Și tot așa, să creștem, dați și voi subscribe, share, pui mei, și să creștem, tot așa. Ca peste că n-am pentru un furnez. Adică să creștem, mi se pare chiar ok cu cât creștem noi pe zi. Noi, în total, pe zi, creștem cu vreo 20 de abonați, 10-20 de abonați și cu câte vreo 6.000-7.000 de vizuri pe zi, cam așa creștem. Deci, eu zic că creștem foarte, foarte bine, nu creștem foarte rău, adică gen alții la abonații mei la 3000 au câte 1000 de vizuri sau 800 de vizuri pe zi. Eu am 6000-5000 de vizuri pe zi, foarte, foarte bine. Chiar acum, dacă era seria The Sky Titans, chiar puteam să intru în ea, dar uitați că nu mai e The Sky Titans sau mai e, what the fuck, nu mai știu dacă e sau nu. Așa, apropo, mă scuzați că în episodul cu parkour am filmat chestia aia de sus, de Minecraft 1.8 gen. Pentru că cum se cheamă, nu-mi vine acum, bă. Am filmat-o că eu normal am vrut să filmez un infovideo. Dar am zis, bă, frate, n-are rost. Și după aia am rămasat pe monitor capture. Și da, mă, frate, am rămas pe monitor capture. Și am filmat în monitor capture. Bă, eu zic că nu e așa. Nu e așa de rău. Că am filmat așa, dar mă rog, poate pe unii vă deranjează și dați și puține frame-uri. Am, what the fuck are you doing with me? Ah, ok, 300, bă, nu-i bine, ceva nu-i bine. Mi-am dat că dau pe 16 ancuri. Avem 150, deci practic noi avem aceleași FPS-uri, aproape. Scade, așa, scade. Nu-i bine, dăm pacii pe la 8. Așa zic că e bine, ok. Nu știu ce l-a apucat pe PC-ul meu, pentru că știu că mergea foarte, foarte bine și dintr-o dată nu mai merge bine. Chiar nu știu ce să spun. Cască. Facem așa, casca lui Raul. Casca lui. Și-a mai rămas un iron. Ironul ăsta, zicem că e un telefon. Alo. 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 Ok, ciudat, oricum. Hai să vedem. Ce mai găsim noi pe aici? Fuck, trebuia să fac un topor de piatră, pentru că trebuie să tai mult lemn, deci hai să mai minem. Și mine cu asta de iron totuși, pentru că n-am. Pui, dar nu, bă, cu asta de lemn, cu asta de iron păsesc pentru diamond și pentru alea, știți. Haideți toți la kit PvP. Hai, mă, frate, serios. Filme survival și zice cineva să mergem toți la kit PvP. Really. Bine, știi, faza că el n-are dune să știe că eu filmez. Acum, asta e partea a doua. Ok, facem bețe. Pac. Așa. Așa. Și așa. Ok. Hai să mergem să luăm foarte mult lemn. Ne facem o căsuță ceva. Creeperman, Screw Warp Minigames. Oricum, eu cred că, nu știu, trebuie să-mi fac și eu un fucking program pe zi, dar chiar nu știu, adică de ce mi-ar trebui program când voi știți, practic eu postez în fiecare zi câte vreo 3-4 episoade, deci de ce v-ar trebui program pentru chestia asta, dar unii mai îmi zic că îmi trebuie program.
Dar de ce? What the fuck? Deci merg TV program când eu postez câte 5-6 episoade... 5-6, what the fuck? Câte 4-5 episoade pe zi, știi? Deci merg TV program când voi știți că vă puteți uita zilnic la episoadele mele și... Na, păi mei. Nu știu de ce mai trebuie să mă deranjați voi cu chestia asta, dar oricum, sincer, nici nu-mi pasă. Ok. Mamă, dar totuși și mă deranjează. Ok. Și da, o să fac la 2 ani de YouTube special, am să fac cu Raul Sete la videoclipurile lui vechi. Pentru că da, am stat aseară pe telefon vreo 20 de minute, în pat, la ora 3. Și zice, mă frate, să dau eu jos în continuu, să mă uit la videoclipurile mele vechi, când m-am apucat de YouTube, când aveam experiență, când aveam aparatură, practic praf, aveam 3 FPS-uri când filmam Minecraft. Mă rog, nu chiar 3, aveam vreo 10 FPS-uri când filmam Minecraft. Aveam Pentium-ul ăla, 2 GB RAM, pulă-mă. Și... Da, mă, frate, uite ce am ajuns eu cu Pentium-ul ăla, acum mă gândesc încă, bă, frate, eu cu Pentium-ul ăla totuși am făcut 1000 și ceva de abonați și după aia mi-am luat PC-ul, nu mi-am luat PC, stai, după ăla praf de 2 GB de RAM, mi-am luat un laptop, laptopul avea 8 GB RAM, i5, era foarte, foarte bun, am filmat și de pe ăla, aveam 60-70 de FPS-uri și după m-am apucat de, mi-am luat alt PC după aia, parcă era un i3 de 4 GB RAM, mamă, cât de bun era ăla, frate. Bine, dar era PC, nu era laptop, știi? i3, 4 GB RAM, wow, bă, ce bun era, frate. Și acum, în prezent, am un Intel Core i5 cu 16 GB de RAM și foarte bun. Cred că o să-l țin până se strică, frate, până se strică. Până nu mai merge deloc. Până atunci o să-l țin. Ok, trebuie de aici. Punem așa. Până se strică, țin pe asta, bă, frate. Să-mi bat piciorul de nu țin până se strică. Ok, cam așa o să facem. Să luăm așa, nu așa, fen. Așa. Perfect. Deci până se striga în episodul ăsta, bă. Vedeți și voi în timp ce se striga așa cum merge din ce în ce mai greu, până nu mai merge deloc. Ok, glumeam oricum. La un PC e foarte fain că poți să schimbi piesele de 10 ori pe zi, practic. Că poți să le schimbi, practic, orice. Deci, practic, din calculator, orice vrei tu poți să schimbi. Dacă ți-ai un laptop degeaba, nu mai poți să schimbi nimic. Ți l-ai luat, stai cu el până moare, până nu mai merge, stai așa cu el, știi? Doar RAM-ii, giga de RAM-ii poți să-i schimbi, să bagi până suportă laptopul. Un calculator nu are limit, ba da, are limită, mă, ce ai, de la ăla, de la sursă, deci are limită de sursă. Dar la laptop, practic, poți să bagi doar cât duce sursa laptopului, care, na, nu poți schimba deloc. De la calculator, bă, vreau o placă video de 4 GB GTX 970, am schimbat sursa și mi-am pus GTX 970. La laptop nici n-ai cum să scoți placa video. Placa video, practic, e pe placa de bază, deci chiar că n-ai cum să scoți. Trebuie să schimbi toată placa de bază și placa de bază e deja 3 sferi din prețul laptopului. Gen, dai 50 de milioane pe laptop, placa de bază e 35 de milioane, știi? Dacă ai dat 40 de milioane, placa video e 35 de milioane și chiar nu se merită să iei un laptop, să dai atâția bani în el. Doar să știi că, na, nu merge așa de bine, se încălzește, puii mei. Chiar dacă nici eu n-am nu știu câte FPS-uri pe acest PC, ia să încercăm să dau totul pe minim, să vedem câte FPS-uri am. Na, așa, am 700 de FPS-uri cu totul pe minim, 800, vedeți? Dar, așa, eu țin totul pe maxim, ia, mă uit în cer așa. Vedeți, și acum și filmez cu OBS-ul care face ceva lag. Maximum și dăm la 8. Și eu joc așa, uite, 200 de FPS-uri, mă rog, mie zic că merge destul de bine. Cercol, hai mă. Așa, și acum punem așa și mai punem lemn. Să facem charcoal. Și până atunci, din lemnul ăsta care ne-a mai rămas, hai să facem căsuța. Ne apucăm de căsuță. așa, să prima dată să sparg toată zona asta. perfect, așa. Și acum hai să facem. Să că și copacul ăsta e un pic enervant aici. Și voi îmi ziceți în comentarii dacă vreți să mai continui această serie de survival. Pentru că da, comentariile sunt libere, puteți ziceți ce vreți în comentarii, dacă chiar nu e adecvat, boii mei, gen să vină unul să înjure de toți morții în comentarii, atunci logic că îi dau remove la comentariu, știi? Dar așa are, eu nu prea dau remove la comentarii, le las orice ar fi, boii mei, să, na, în afară de înjurături, orice în afară de înjurături, frate, nu-mi plac înjurăturile. Chiar dacă eu mai înjur în pula mea, dar nu-mi plac înjurăturile, ok? No, să zicem. Ok, mi-e place designul ăsta foarte mult al casei. Gen așa să fie, știi, și aici pun geamuri când fac rost de geamuri. Apropo,
Întreba lumea când mai apare Factions. Păi Factions va fi următorul episod filmat după asta, deci să vă așteptați după acest episod de survival cu vreo 2-3 ore mai. După aia să fie un episod de Factions, pentru că da, o să fac Factions. Oh, nu, nu așa, bă, nu așa, nu-i bine, așa. Și asta ar trebui spara, dar nu... Nu, lasă-l așa. Ok, deci un episod de Factions, după acest episod de SG, de SG, de single... De survival, ok. Deci după acest episod de survival... Să mai aici, nu putem să fac deci gen... What the fuck? Ah, uite aici. Gen... Pac... 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 Da, și nu, nu poți, nu poți așa. Ok, pac, pac și pac. Și aici trebuie să faci așa. Ah, nu, 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 nu așa, mă, ce ai. Nu așa, bă, boss, bossulică, nu așa. Nu așa, bossulică, vă zic așa e bine. Da, arată perfect, bă. Perfect. Ce facem noi acum? Acoperișul. Da, cum îl facem? Ne urcăm pe casă, logic, doar și ați vrea cum vreți să facem un acoperiș, nu? Luăm cobblestone, pac, 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 și am urcăm pe casă, prin copacel, la 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 la. Doamne, ce prost, cum am putut să pii de acolo? Mă rog, hai să urcăm înapoi. Urcăm înapoi, băi, al drăg ce ești, băi. Ok, cum facem noi acum? Facem așa. 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 Perfect, facem așa acum. Bă, nu mi-ajunge. Trebuia să fac așa, fac eu. Doamne, cât lemn am nirosit pe acoperiș. Ați așa să-l sparg, să-l pun acolo, că ajunge la fix. Dacă luăm beta, ajunge la fix. Păi că pe ăsta nu l-am luat. Așa. Și aici jos mai e. Uite, lemn, beige și ce mai am mirosit? Atâta. Ia, 1, 2, 3, 4... Și ăsta e ultimul. Ia uite, bă, ce tare ești casa. Hai să aruncăm asta în casă. Ia uite, bă, ce tare ești, ia să ne uităm de afară, Ania. Ia uite ce tare ești pe casă. Ce-ți poți dori mai mult decât atâta? Ok, bă, fraților, păi sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft Survival. Ok, dacă v-a plăcut, nu știu, ziceți-mi mai în comentarii ce să mai fac pe aici. Ok, ia uitați. Aici nu prea place, cum vedeți, se pun două și în celălalt colț. Aici e doar una, vezi? O să repar eu, o să încerc să repar o mai extind casa pe lângă. Deci ok, pe fraților, sper că v-a plăcut acest episod mirobolan de survival. Eu am fost Raul și ne vedem în episodul următoare. Bye, bye!